Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale au desfășurat astăzi o nouă acțiune social-filantropică în cadrul campaniei Implică-te, împreună reușim mai mult. 30 de familii din parohiile prahovene Gorgota, Poenarii Apostoli și Poenarii Burchii au primit pachete cu produse alimentare de strictă necesitate. Campania Implică-te, împreună reușim mai mult continuă să aducă bucurie în sufletele persoanelor pe care le sprijinim. Sunt persoane care se confruntă cu diverse situații, bătrâni singuri, familii cu foarte mulți copii, persoane care au probleme de sănătate, persoane care au nevoie de sprijinul nostru, au nevoie de acest mesaj de încurajare care le arată că Biserica Ortodoxă Română este aproape de ei, indiferent de problemele cu care se confruntă. Astăzi am avut deosebită bucurie de a avea în mijlocul nostru și în cadrul parohiei noastre pe voluntarii Catedralei Naționale, care au adus bucurie în inimile și în casele credincioșilor nevoiași din parohia noastră. Dăruindu-le aceste daruri, le mulțumim și le dorim spor și sănătate în toată activitatea lor. Îi mulțumim bunului Dumnezeu că am avut astăzi bucuria de a-i avea ca promotori ai milosteniei pe voluntarii Catedralei Mântuirii Neamului în parohia noastră. O mare bucurie și o dovadă că biserica le este alături. Le este alături, indiferent de statutul social, pentru că biserica duce mai departe și duce la îndeplinire cuvintele Mântuitorului în care ne îndeamnă să facem milostenie. Campaniile de ajutorare organizate de voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale vin în completarea acțiunilor social-filantropice desfășurate de parohii. În comunitatea noastră ne-am străduit, când Dumnezeu a rânduit, să primim susținere, să sărim în ajutorul seminilor noștri, a celor mai deznădăjduiți, a celor mai suferinți, astfel că anul care s-a încheiat, ne-am străduit în fiecare sâmbătă din anul respectiv să oferim cu aproximație 40 de porții de mâncare caldă, felul 1 și felul 2 și desert, câtorva familii neputincioase din parohia noastră. Ne străduim de asemenea măcar o dată în lună, duminica, după dumnezeiasca liturghie, să avem o agapă în sala de mese sau în sala praznicală a parohiei noastre. Ne străduim să-i vizităm pe cei neputincioși la casele lor. Avem un grup de 5-6 doamne care susțin și sunt aproape de Sfânta Biserică să întrebăm de nevoile lor, să le facem un pic de curățenie dacă este cazul sau să le ducem mâncare gătită atunci când este cazul. De la începutul pandemiei până în prezent, voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale au desfășurat peste 400 de activități social-filantropice în 22 de județe ale țării, ajutând peste 8700 de familii cu posibilități materiale reduse.